Bună, fetelor! Ce mai faceți? Astăzi Anca te învață cum să reproduci coafura Luminei din serialul Violeta, când cântă melodia aceea, Euforia. Bine, eu m-am uitat așa pe YouTube și dacă nu reproduc chiar cu exactitate coafurile pe care mi le cereți voi, este datorită faptului că nu găsesc materialul potrivit ca să mă inspir și caut așa în mai multe filmulețe, unele nu se văd foarte clar, dacă nu ies chiar cu exactitate, din cauza aceasta nu ies cu exactitate. Și acum să revenim la coafura zilei de astăzi, adică coafura Ludmilei. Ludmila în acest episod are părul ondulat, așa că și eu mi-am ondulat părul și dacă vrei să vezi episodul cu Anca te învață, apasă pe linkul din dreapta sus. Bun, și acum o să-mi desprind coculețele, buclele. La finalul filmulețului o să explicăm, de fapt Mihai o să vină să explice de ce se numește canalul Mihai Studio și nu Anca te învață. Bun, deci eu mi-am ondulat părul. Bun, deci ea are părul ondulat, îl are dat într-o parte, așa cum îl am eu. Și ea, deci are selectată partea aceasta, cealaltă parte. Are partea aceasta selectată și o are răsucită. Deci pur și simplu răsucește șuvița. O răsucește, o lărgește puțin, să fie aici un pic ca și cum ar fi cu volum. Și apoi e prins cu agrafă. Deci a răsucit și apoi exact aici jos la bază, după răsucire, a prins cu agrafă și vine ceva de genul acesta. Și când stau așa dintr-o parte, e ca și cum aș avea un pic de volum. Bun, și ea și-l dă după ureche și cam așa vine coafura Luminei. Este foarte simplu de realizat, nu trebuie decât câteva minute. Bine, poate îți ia mai mult timp să-ți faci unduleurile, dar coafura în sine durează foarte puțin și după aceea poți să pleci la școală sau la serviciu sau unde vrei tu. Și acum pentru coafura următoare o să-l chemăm pe Mihai, adică o să-l chem pe Mihai, pentru că eu în această cutie mi-am scris toate coafurile de la voi. Aici sunt coafurile cerute de voi și am scris toate coafurile pe o hârtiuță și Mihai o să vină să aleagă coafura pentru episodul următor. Așa că să vină aici lângă mine. Salutare, fetelor! După cum v-a promis Anca, o să tragem la sorți. Ca să nu fie nicio supărare, pentru că noi ținem foarte mult cont de cerințele voastre și de asta și ținem cont să vă răspundem. De cele mai multe ori când vedeți că vă răspunde Mihai Studio, de regulă vă răspund eu, nu Anca. Noi suntem o echipă, asta se și cheamă Mihai Studio. Noi facem vloguri, facem mai multe serii. În curând o să încep și eu o serie nouă în care o să vă învăț îndale părului. După cum știți, noi suntem hairstyliști, avem salonul nostru personal. Și asta este misiunea noastră, iar canalul ăsta este făcut special pentru voi, pentru că noi vă iubim și vrem ca părul vostru să fie din ce în ce mai sănătos și să știți să aveți grijă de el. Asta este datoria noastră față de voi. Și să trecem la treabă, să alegem coafura. Bun, 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 bun. Mai ai făcut așa. Păi, a, da. Ce faci așa? Ia să vedem ce urmează mâine. Coafura Iulianei Beregoi din clipul Vina mea. Ne vedem mâine și zi tu. Vă pupăm și ne vedem data viitoare.